principele noastre femei, vă felicităm cu ocazia zilei de 8 martie. Vă dorim să fiți la fel de gingașe, frumoase și să înaripați bărbații de lângă voi prin feminitatea voastră. Cam acestea sunt cuvintele pe care le auzim noi femeile în fiecare an în această zi. Cum s-a ajuns ca o sărbătoare a trezirii femeilor, a îndrăznirii de a cere drepturi egale, o sărbătoare a feministelor care și-au dat viața în schimbul libertății pentru femei, să fie transformată în sărbătoarea frumuseții și gingășiei? Cum s-a ajuns ca o mișcare pentru șanse egale între bărbați și femei, feminismul, să fie stereotipizată și distorsionată în halul în care o putem vedea astăzi? Această temă o discutăm în această seară împreună cu colegele mele Ala Donțu, Deana Gujă și Angela Stafi. Fetelor, eu vreau să încep cu câte o întrebare pentru fiecare din voi. Ala, încep de la tine, directă. Tu ești o femeie de afacere. Tu ești o femeie independentă. Îmi place cum sună. Da. Și asta este foarte feminist. Să fii femeie independentă, femeie cu propria afacere. Spune-te, rog, tu te consideri feministă și de ce? Foarte complicată întrebare. Deci, dacă tu o să întrebi toți bărbații cu care eu lucrez, o să zic că, of, asta e feminist ca dracului. Deci asta e, de obicei, expresia pe care eu aud în schimb. Probabil eu am niște stereotipuri care sunt în societate despre feminism și în urma agresiei pe care eu o văd că o stârnesc feministele de multe ori, mie mi se pare că eu nu chiar tare. Unele feministe, da. Să nu generalizăm mai dreptate, mi se pare că eu nu sunt feminist, pentru că eu, este stereotipul că feministele nu iubesc bărbații, da? Și de eu tare iubesc pe dânșii și din cauza asta prefer să cred că eu cred că eu în suflet sunt feministă. Doar că nu-mi place să mă proclam sau să spun despre asta sus și tare. Și eu sunt pentru egalitate în general. Deci înțeleg că tu de fapt undeva în suflet, ca să spun, da, să sumesc ceea ce ai spus tu, tu de fapt ești feministă, dar te sperie stereotipurile care sunt în societate, exact, legate de feministe și te sperie câteodată reacțiile unor femei care se numesc feministe, da, și care strânesc multe discuții. Da, și parcă n-aș fi vrut să fac apartenență la asemenea tip de, dar, de mișcare. Dar în general, eu privesc foarte pozitiv această mișcare și mi se pare că ea a fost foarte necesară pentru trezirea în general a societății. Așa mi se pare mie. Dar discutăm, vedem pe parcurs ce iese. Deana, eu citesc blogul tău și văd că tu publici foarte multe articole despre femei, despre egalitatea de gen și, de fapt, aceste articole eu le consider a fi drept articole feministe. Ești tu feministă sau nu? Da, categoric. Da. Deci am avut un parcurs destul de lung până încep în genere să mă gândesc la ce înseamnă feminism și dacă sunt eu feministă sau nu. Și apropo, parcursul ăsta coincis cu anii în care eu am început să fac blogging și dacă să mergem să căutăm pe blogul meu vechi, foarte clar se vede de la an de an cum la mine se schimbă percepțiile și cum eu ajung încet cu încetul. A fost o perioadă când eu deja înțelegeam ce înseamnă feminism, dar pe mine foarte mă deranjau anumite stereotipuri, așa cum zice Ala, și mă deranja însuși faptul că eu ar trebui să fac parte sau să mă asimilez unui curent sau unei ideologii. Și atunci eu chiar am fost într-o emisiune și mi s-a pus aceeași întrebare și am zis că eu nu sunt feministă, deoarece eram la etapa în care nu vroiam să fac parte din niciun fel de ism. Apoi, iarăși mi-am revizuit, am citit, am crescut și mi-am asumat. Da, eu sunt feministă și sunt, punct. Și eu cred că feministele sunt diferite și nu există un tip corect și un tip incorrect de feministe. Asta la fel ca e și toți opinia oamenii, mea. Da. Angela. Abia aștept. Da. Tu faci foarte mult pentru încurajarea femeilor. Tu lucrezi foarte mult, da, cu femeile pentru a le motiva, a le încuraja. Și asta este foarte feminist. Nu, asta feminist, nu este feminist, fapt. Dar... Asta, da, deci întrebarea, aceeași întrebare, ești tu feministă sau nu? Nu, eu nu sunt feministă. De ce? Pentru că... Deana zicea că ea a crescut și ea poate să zică că face parte dintr-un curent. Eu... consider că am crescut pentru că fiecare creștem diferit și eu nu vreau și nu consider că vreau să mă asociez vreodată cu vreo ideologie de oricare fel, mai ales cu una care
miroase a feminism de val 2, adică de cel radical. Eu consider că noi nu mai este nevoie să luptăm. Le onorez enorm pe femeile care au făcut foarte mult pentru că eu să pot sta în acest platou, pentru că eu să pot să merg la vot, pe toate femeile din lumea asta. Și misiunea mea în această viață este să lucrez cu femeile, pentru că ele se poată găsi pe sine, dacă își doresc asta. Dar eu nu sunt feministă, dimpotrivă, eu sunt antifeministă în sensul anti-ideologie. Tu ești anti-oricare ideologie, da, sau doar acest? Da, deci... da, da. Deci înțeles. Când zic antifeministă, eu am în vedere de fapt că sunt anti-orice ideologie, onorând la fel de mult femeile care au luptat pentru ca noi să putem vorbi, când spui, și când bărbații spui, la fel. Când spui anti, tu ai în vedere că te contrapui lor sau ai în vedere că nu vrei să fii asociată? Am în vedere că sunt în loc de. Adică nu fac parte dintr-un curent care ar lupta cumva cu feminismul. Pentru că când spui antifeminism, ar părea că ești da, dar anti, în luptă anti, cu feminism. Dar normal înseamnă în loc de ca și sintagmă incipientă, da? Ca, și, ca și semnificație. El nu înseamnă împotrivă. După aceea s-au început schimbările de sens. Antifeministă, anti-orice, ar însemna ideologie, de fapt. Anti-ideologie și asta nu înseamnă că tu urăști sau lupți cu feministele. Absolut. Și cu feminismul. Nu. Da, eu consider că asta fiecare este are dreptul să a fost se asocieze cu ce își dorește el. Da. Eu, evident că sunt feministă, eu sunt feministă și ca activistă pentru drepturile omului, pentru că este și asta, până la urmă, o ideologie, da, drepturile omului. Eu propun să vedem noi ce este cu feminismul în capul concetățenilor noștri, să vedem voxurile, să vedem ce cred oamenii din stradă despre feminism, pentru foarte că este foarte curios. Interesant. Pot să fac pariu. Da, și eu. Să vedem. Nu cred că sunt egale, pentru că așa e mentalitatea moldovenilor. Nu suntem egale cu bărbații la salarizare, în primul rând. E chiar și la treburile casei, de obicei. Eu cred că da. Și în drepturi, și în obligațiuni. Numai că femeile iesă mai pe urmă la pensii, dar bărbații sunt clar că cu vreo câțiva ani mai mult. Vă spun sincer, eu sunt mai mult la bucătărie, la mine soția. Nava și... Ei, da, în orice caz, acum au aceleași drepturi. Clar că bărbații sunt mai mult ocupați cu lucru, femeile mai mult acasă, cu copiii, cu nepoții. Conform legii, da. Dacă să luăm așa, conform egalității, da, eu socot că nu-i chiar așa, adică oricum femeile au careva drepturi mai multe. Eu socot dacă e egalitate, atunci femeia ar trebui să repare robinetul, ar trebui aceleași lucruri, pentru că bărbații la ziua de azi practic pot face mâncare, pot face orice. Nu cred. Mai mult privilegii au bărbații ca femeile. Nu sunt la un nivel, oricum nu sunt la un nivel cu bărbați. Să alerge și la serviciu, și acasă, și cu copii, și mai mult sunt pe spatele femeile ca pe bărbați. Bărbații și-au făcut treaba lor acolo și la lucru și-au venit acasă și stau... Dar femeile trebuie să smături și casa și bucătărie și... Asta e părerea mea. Bărbații la noi au mai multe drepturi, deoarece mereu unei nu merge, bărbații mereu sunt mai mulți, mereu mai mare prioritate ca femeile. De exemplu, la noi în Moldova nu este echitate, deoarece sunt aceste superstiții, pentru că femeile, de exemplu, nu sunt atât de bune șoferițe precum bărbații. Dar asta nu este adevărat, pentru că cât și femeile, cât și bărbații au aceleași abilități. Cât și bărbații, cât și femeile pot a conduce. Dar la noi se consideră că femeile nu sunt atât de bune șoferițe precum bărbații. Sau invers, femeile sunt mai bune la gătit. Poate fi și un bărbat bucătar care să poată găti mai bine ca o femeie. Din păcate, posibil că nu în toate familiile sau nu la moment așa. Cred că e binevenit, dar numai în vorbe nu se face. Asta se începe de acasă. De la fete, de la educația din familie încă. Am auzit. O, femeile, clar că ele cer mai... Salariile, pensiile, femeile ar trebui mai mult atenție de tras, fiindcă e peste tot, e femeie. E trebuie și la lucru să ducă, trebuie și acasă să facă. Trebuiește tot absolut de gândit cu
cum de protejat femeia în ziua de astăzi. Să spunem că ei de la un nivel cu bărbații, n-aș spune. Pentru că bărbații sunt bărbați, cum să vă spun. El e la lucru venit, are chestiile lui. Dar femeile mai mult încărcate, așa că, izvinite. Da, eu sunt împotrivă. Pentru că femeia trebuie să arăte feminitate, dar nu feminism. Între feminitate și feminism sunt două... Adică, într-un fel, prea independente. Da, și atunci deja nu mai sunt interesante pentru bărbați. Da, eu cred că e un program care se ușurează munca femeilor, dacă mă gândesc eu corect. Nu vă pot spune, adică, precis ce, la această întrebare, însă, din punctul meu de vedere, ar fi corect să fie la egalitate, fiindcă și femeile și bărbații au aceleași drepturi. Nu uitați-vă, bărbatul oricum e femeia, dacă natura ei e așa că bărbatul, adică ea singură dorește, da? Să fie condusă de bărbat într-o oarecare măsură. Și atunci feminismul cam... Eu s-o cot că discriminarea este chiar și în forța de muncă, da? Pentru că sunt anumite profesii sau, adică, unde femeile cam sunt avantajate. Spre exemplu, să luăm contabilitate, da? Adică, practic, doar femei lucrează. Dar sunt și bărbați care au terminat contabilitate și cam nu prea să angajează în câmpul muncii. Vedeți, este discriminare și din partea asta, când să te gândești logic. Interesante poziții. Eu, de fapt, am făcut și un apel către prietenii mei și prietenele mele de pe Facebook ca să comenteze care sunt stereotipurile care le-au auzit cel mai des despre feminism. Și, sincer vorbind, eu atâtea comentarii nu am avut, cred că, nici la una din postările mele, pentru că au fost peste 70 cu siguranță de comentarii, oamenii toate durut, cu stereotipuri. Deci asta este durerea, una din marele dureri, mai ales acum în prezent. Și toate aceste stereotipuri eu le-am strâns în 5 rubrici separate și eu propun să trecem peste ele și să vedem care sunt stereotipurile despre feminism și feministe în Republica Moldova. Feministele sunt complexate, răutăcioase, agresive, isterice, fanatice, frustrate, neîmplinite. Dacă te iei cu ele la ceartă, ai încurcat-o rău. Deana, asta este despre noi cu tine. Da, și da, propun și să le împărțim. Propun să le împărțim, lista să o împărțim sau ce-ți... Nu, eu zic că nu le putem împărți pentru că e la pachet. Cel mai mult, da, la pachet. Ele merg la pachet. Înseamnă că noi suntem așa la pachet. Eu zic așa... Dacă vreți să recunoașteți un stereotip vreodată în viața voastră, luați o frază de tipul ăsta și mai sunt acolo interesante, pentru că eu tot am urmărit cu mare interes, și puneți în loc orice. Și atunci o să găsiți oglinda perfectă, ceea ce nu puteți să recunoașteți. Ai vedere în tipul. Voi. De exemplu, da, oamenii de religioși exemplu, sunt. Oamenii creștinii sunt. Cum era acolo? Zim. Complexați, răutăcioși, agresivi, isterici, da. Fanatici, frustrați, deci, neîmpliniți. Pensionarele sunt. Dacă te iei cu ele, ai încurcat-o rău. Eu vreau să zic că nu chiar ai încurcat-o, eu chiar m-am luat la ceartă. Femeile singure sunt. Femeile singure sunt. Femeile divorțate sunt. Da, femeile divorțate sunt. Lesbienile sunt. Lesbiene. Dar putem orice și despre bărbați. Da? Bărbații care nu fac sport sunt complexați, agresivi. Răutăcioși. Deci putem să recunoaștem o chestie, că ea este pur și simplu o etichetă pe care noi o trântim în capul oamenilor, dacă știm să înlocuim primele cuvinte și restul toate perfect funcționează. Deci anulăm. Tot ce ține de stereotipuri, de fapt, nu putem spune cum este un grup. Noi putem spune că unii oameni sunt. Și, într-adevăr, unele feministe sau unii feminiști, pentru că sunt și bărbați sau unii și femei. Nefeminiști sau nefeministe, pentru că asta nu ține de... Unii oameni sunt complexați și vai de capul nostru dacă ne apucăm să discutăm cu ei pe Facebook. De asta mai bine... Nu discutăm cu ei. Pe Facebook să vedem... încă nu e așa de groaznic. Da, eu povestesc de propria rană sufletească. Haideți să vedem a doilea bloc. Feministele urăsc bărbații, au acasă multe pisici, 40 de pisici a fost. Pentru fiecare zi câte una. Nu au succes la bărbați, urăsc copiii și femeile căsătorite, nu se căsătoresc sau își supun soții. Deci bărbații. În prima l-am găsit eu. Cu biciușca și îi spun. Urăși bărbații. Da, mi-i des mi-i spune. Și eu am și văzut Fifty Shades of Grey, oricum se cheamă filmul acela, da? Eu am și văzut, tu ai văzut filmul? O feministă absolut splendidă, îmbrăcată în haine de piele, da? Răutăcioasă, pentru că trebuie să le combinăm cumva. Și plină și casa de pisici, știți? Ia că așa, și ei pe un Harley Davidson. Și biciușca. Și biciușca, da. Și bărbatul stă undeva acolo, jos.
Deci, nu-mi place faci când, când ești feministă și nu ai pisici și... Nu ești feministă. Și ce era acolo? N-ai pisici, n-ai feministă. Eu am sentimentul că tu vrei să ne induci în eroare. O să mergem peste toate grupurile tale și o să înțelegem că nu suntem feministe, că nu facem parte nici din stereotip. Eu nu am. Eu nu merg așa de departe, Ala, dar... Bă. Aș fi bucuroasă să te aud la urmă că spui că ești feministă. Aha. Al treilea blog. Feministele nu au feminitate, nu se machiază, nu se epilează, nu poartă rochii, nu au grijă de ele, nu poartă pantofi pe tocuri. Asta ar fi. Ei. Și mă uit la Diana cu mare drag acum. Da. Eu știind stereotipurile astăzi m-am îmbrăcat ca o feministă, să înțelegi. Eu cred că ar trebui la sfârșitul emisiunii să-mi revizuiesc opiniile, da, și să mă duc în altă tabără. Locul 4. Feministele vor să preia puterea, luptă împotriva bărbaților, neagă diferențele biologice, nu permit bărbaților să le facă curte. Se primește tu periodic, văd că ești eu un feminist. Eu într-un target, așa. Uneori, aici am intrat. N-ai cuvinte. Eu da, eu n-am cuvinte, tocmai pentru că atât de tare ne place nouă să... De asta nu-mi place să mă identific cu niciun fel de ideologii sau curente. Că pentru că imediat îți apar aceste etichete. Apropo, să nu pierd momentul. În legătură cu ultimul punct, nu permit bărbaților să-l facă curte. Eu am auzit de la mai mulți bărbați că tu ești feminist, de ce e că n-ai întâlnit un bărbat adevărat. A, asta tot e un stereotip. Da, da, foarte așa. Eu am auzit același lucru despre că sunt lesbiană pentru că n-am întâlnit un bărbat. Eu presupun că bărbații adevărați găsesc... Și evident, și mie asta mi-au spus că... bărbații adevărați. Da, da, ei... păi ei sunt cei care trebuia să-i întâlnesc. Dar eu ascultând... Și care plin de stereotipuri de tipul ăsta. Da. Dar eu ascultând ceea ce ai citit în grupul ăsta, mi-am dat seama că astea sunt argumentele pe care eu le aud atunci când eu zic că hai lăsați-mă că eu nu sunt feministă. Ești și lista. Eu vreau să... Deci eu vreau aici să ai... Spun, da. Vreau să spun un lucru foarte important, că eu de fapt prietenii mei când i-am rugat, nu era vorba despre... stereotipurile lor. Deci era vorba despre stereotipurile care le auzeau, da, în despre ei. Despre sau despre ei, pentru că nu toate sunt feminiști, dar stereotipurile care le-au auzit mai des. Deci nu este neapărat că astea sunt stereotipurile care le aparțin prietenilor mei, așa un. Și ultimul, cel mai interesant, care este cam contradictoriu, dar așa este, ca și toate stereotipurile sunt foarte contradictorii, de fapt. Feministele sunt lesbiene și lesbienele sunt feministe. Normal. Asta e subiectul tău. E adevărat, apropo. Eu vreau să spun că știu foarte multe feministe care nu sunt lesbiene și știu foarte multe lesbiene care nu sunt feministe. Deci nu este adevărat. Dar de ce ele nu sunt feministe? Pentru că nu se identifică cu curentul feminist. Deci nu... E nu, toate femeile lesbiene sunt social active, sunt... Sunt așa cu... trist, nu știu cum. Dar de ce mai uite, eu social activă, eu lucrez cu femeile, da? Eu onorez și respect toate bunicile și străbunicile noastre de oriunde ar fost ele și eu nu mă consider feministă și mie asta nu mi se pare trist. Eu propun să facem o pauză acum pentru că avem și un invitat foarte interesant. Și, invitat? Invitat. La tema feminismului, închipuiți. Noi vă așteptăm... El este lesbiană? Îl întrebăm acum. Vom întreba imediat. Noi vă așteptăm după pauză să vă alătureți și să vedeți cine este invitatul nostru. Bine v-am regăsit. Invitatul nostru de astăzi este Iulian Ciocan, ziarist, scriitor și, cum mi-a spus dumnealui, bărbat feminist. Iulian, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația bună noastră. Bună ziua și eu mă bucur că mă aflu într-o companie foarte distinsă. Vă mulțumesc pentru invitație. Dumneavoastră ați spus că ați participat la un simpozion feminist și după aia ați scris câteva articole la tema egalității de gen. Întrebarea mea este, de ce a fost acest simpozion interesant pentru dumneavoastră? Trebuie să recunosc că să mă mărturisesc că am descoperit feminismul prin filiera literară. Deci, fiind scriitor, cumva am ajuns să citesc foarte multe autoare feministe și țin minte că m-a răvășit efectiv o proză a unei autoare așa foarte importante americane feministe, Alice Walker, avea o proză care se numea Avortul.
Și atunci am avut parcă un declic așa în cap pentru prima dată în viață și zic, domnule, totuși femeia are parte de niște suferințe pe care noi bărbații efectiv nu le cunoaștem. Adică un avort este o experiență pe care tu n-ai cum să o cunoști ca bărbat. Sunt niște emoții și niște drame acolo care pur și simplu m-au bulversat. Asta pe de o parte. Deci, pe de altă parte, cum să spun, eu am fost într-adevăr la un simpozion pentru că noi, fiind profesor la Universitatea Pedagogică, noi am scos la un moment dat o revistă de asta de studii genuriale și am publicat și acolo niște articole despre feminismul literar mai mult și am fost la un simpozion în 98, foarte de mult, 20 de ani în urmă, în Crimea, unde cred că din vreo 100 de invitați, sau mai exact spus, invitate, nu știu cum să zic. Deci 97 erau doamne și 3 bărbați, care erau feminiști sau quasi-feminiști, da, e greu de spus. Ce era simpozionul despre feminism? Despre studii generale și despre feminism, aha, în particular, da. Și erau niște oameni din fostul spațiu sovietic, uh-huh, și țin minte, nu o să uit niciodată, că unul dintre cei 3 bărbați, deci, care eram acolo, un domn din Georgia, țin minte, s-a apropiat de mine și a spus că, domnule, totuși e curios, noi suntem foarte puțini. Deci e foarte curios că noi totuși existăm aici, 3 bărbați. Zice, și totuși, uite, trebuie să-ți rămâne între noi asta, zice, trebuie să recunosc. Doamnele astea, am mai vorbit cu ele, multe dintre ele sunt divorțate, multe dintre ele au avut experiențe proaste cu bărbații, poate că asta le-a făcut să devină feministe. Așa mi-a zis eu. Eu sunt divorțată și am trecut printr-o experiență urâtă de tot cu abuz și iată să un fel de antifeminist. Adică asta iarăși e un... Da, era un stereotip. Un stereotip, asta, da, despre... Și era curios că mi-a spus-o chiar un om care era participant al acestui simpozion. Cum credeți, de ce este o percepție atât de negativă a feminismului în societatea noastră și nu doar a noastră, pentru că mai multe societăți trec prin această stereotipizare și neacceptarea feminismului? De ce se întâmplă? Răspunsul este limpede. Noi suntem încă într-o societate patriarhală. Noi încă nu ne-am desprins din patriarhat, deși, bineînțeles că s-au produs anumite emancipări, deci femeia are niște drepturi, dar cred că la nivel, cum să spun, al mentalității, încă suntem în proporție de 90% o societate patriarhală. Care sunt semnele unei societăți patriarhale? Haideți să le discutăm ca să ne înțeleagă spectatorii deci, noștri. Deci, bărbatul este vocea number one, femeia este vocea number 2. Bărbatul trebuie să se ocupe cu precădere de politică, da? Trebuie să ocupe funcții importante de stat. Femeia trebuie să se ocupe cu, cum ați spus voi aici, anterior, deci cu făcutul borșului, cu schimbatul pampersilor și cu, mă rog, creșterea copiilor și așa mai departe. Deci, și să ofere sex atunci când... Da, bineînțeles și asta, pentru că ea este privită și ca un obiect sexual de către foarte mulți bărbați, nu de toți. Deci eu cred că noi avem aceste indicii aici în Republica Moldova. Și câștigarea banilor la fel, bărbatul trebuie... Da, este apanajul bărbatului, femeia... Deși mie nu mi-ar conveni chestia asta. Eu aș prefera bunăoară și am o soție care face și ea bani, noi facem împreună și mie îmi convine foarte mult. Adică n-aș fi de acord să fac numai eu. De ce povara familiei ar trebui să stea numai pe umerii mei, înțelegeți? Adică, și pe de altă parte, sunt de acord să fac niște lucruri care, cum să spun, sunt considerate apanajul femeilor. Da? Deci eu pot să spăl vesela, eu pot să fac multe alte lucruri, să dau cu aspiratorul, eu pot să... Stai cu copiii la urma urmelor. Absolut, să schimb pampers și să bag rufe în mașina de spălat. De ce nu? Noi vorbeam despre curentul 3 feminist care spunea că bărbații au de suferit și ei într-o societate patriarhală. Dumneavoastră sunteți un bărbat într-o societate patriarhală. Cum aveți de suferit? Poate să începem de la armata obligatorie sau haideți să vedem care sunt problemele de care se ciocnește și un bărbat într-o astfel de societate. Eu aș zice așa, dacă ai un dram de discernământ ca bărbat, un dram de inteligență, bineînțeles că ție nu o să-ți convină ca femeia să-ți fie subordonată. Și asta mi se pare atât de evident, nu știu, încât pur și simplu nu mai știu dacă trebuie să demonstrezi ceva. Adică, bineînțeles că tu îți dorești, de exemplu, în familie să ai un partener egal.
Nu, un om care să-i dai sfaturi și mereu advice-uri și să-i dai... să-l întreții, să-i dai porunci, să-i spui ce să facă. Eu chiar zice altceva. Deseori femeile sunt mai bune pentru a conduce în familie decât bărbații. De ce? Și, pentru că sunt, cum să spun, poate că se descurcă mai bine, poate că au, cum unele să spun, o intuiție, dar... Da, nu înțeleg. Eu chiar spun și mai mult. Eu aș spune că și în politică ducem lipsă de foarte multe femei. Și noi am avut niște conducători femei, da? Bunăoară a fost doamna Ostapciuc, dacă îmi amintesc bine, președinta Parlamentului. A fost doamna Zinaida Greceanu, prim-ministră. Și am mai fost câteva doamne, iată acum Irina Vlah este bașcană în Găgăuzia, doamna Silvia Radu este primăriță, da, primăriță interimară, parcă. Dar ce vreau să spun, eu nu știu dacă aceste doamne au făcut suficient de mult pentru a, cum să spun, a repune femeile în drepturile lor normale, firești. Și mă gândesc de ce n-au făcut totuși tot ce au putut să facă. Pentru că pentru ele apartenența la un partid dominat de bărbați conta mai mult decât apartenența sau decât solidaritatea feminină. Mm. Apropo, în legătură cu asta am citit la Brené Brown, o cercetătoare din Statele Unite care a lucrat foarte mult asupra vulnerabilității, a cercetat despre vulnerabilitate și rușine și ea, pe mine, cumva m-a surprins, la asta nu mă gândisem anterior, despre faptul că femeile mențin starea de patriarhat și lor cumva multor femei și este vorba anume de Occident, inclusiv cultura occidentală în care și noi cumva îi aparținem mai mult sau mai puțin, că femeile de fapt mențin starea aceasta de patriarhat și lor din anumite motive le-ar conveni această stare de lucruri. Cumva cum se numească? Pentru că există concurență. Pentru că și concurența e apanajul masculinității de fapt. Și iată, pentru că, situația politică, da, femeile în politică, cam este același lucru. Da, dar să ajungem un pic și la partea asta de cote, de exemplu, da, în care trebuie să fie obligatorii în politică. În momentul în care, pentru mine cel puțin, și eu discutăm acum, în momentul în care există aceste cote obligatorii, pot să acceadă, eu le înțeleg utilitatea și necesitatea, dar pot să acceadă, da, oameni care nu neapărat au calificarea necesară pentru a obține niște dar noi avem funcții. Și bărbați fără calificare necesară. Corect. În Parlament, doar pentru că au mai mulți bani. Absolut de acord. Dar sunt de acord. Și nu numai pentru că au mai mulți bani. Pentru că există un fel de linii din asta de partid. Nu știu, de partid, de o tradiție, nu știu. Pentru că dacă ar apărea un partid cu tradiții în care femeia ar accede în Parlament, atunci s-ar întâmpla lucrurile altfel. Poate că ar fi nevoie să mă scuzați de un partid ăsta feminist? Nu. Care să proposeze... Credeți că va fi votat un asemenea partid în Republica Moldova? E greu de spus. Nu știu dacă ar fi fost votat un partid feminist în Republica Moldova. Nu știu nici eu, dar ar fi fost o chestie interesantă. Și eu bănuiesc că vreo 6% ar putea să acumuleze. Pentru că, bine, e clar că multe femei nu ar vota așa ceva. Pentru că ele preferă totuși cumva viața pe care o au. Despre ce vorbeam, da? Patriarhat. Exact. Alea despre care spuneți voi contribuie cumva la perpetuarea sistemului patriarhal. Dar eu vreau să vă spun că eu mă gândesc acum cumva așa, deci că în situația în care se află Republica Moldova timp de 28 de ani aproape, deci într-o țară de asta în care se fură atât de mult și în care lucrurile nici de cum nu se pot așeza, poate că ar fi nevoie la un moment dat să propusăm 80-90% dintre toți conducătorii ăștia propus asta putere să fie doamne și să vedem, să le dăm o șansă acestor doamne și să vedem ce pot ele să facă. Eu cred că cel puțin maternitățile, spitalele și școlile și grădinițele ar arăta mult mai bine. Asta e impresia mea. Noi avem mea, așa, exemplu de femei primar, primărițe, care sunt în post de, au câte 3-4 mandate și nu pentru că sunt, dar pentru că au făcut treabă. Și noi vorbim despre doamna... Da, de aici, de Chișinău, Budești, noi vorbim despre Selemet, doamna Tatiana, nu știu. Da, deci dar sunt... în același timp noi avem exemple de ministeri care au fost, care au avut în ruinate femei și care au fost ruinate. Da? Dar au fost ruinate pentru că au avut femei în frunte sau pentru că ministerile totuși sunt foarte dependente de politică? Nu, pentru că, nu, au fost ruinate pentru că femeile acelea nu neapărat au avut abilități.
exact. Pentru a face. Exact, până la urmă, așa cum ele... nu neapărat unii bărbați au abilități. Au abilități. Pentru că, și, pentru că și ministerele conduse de bărbați au dat kicks de foarte multe ori. Nu știu, dar impresia mea totuși este că dacă... Eu nu știu câte doamne avem acum în Parlament. Bănuiesc că nu sunt mai mult de 20-30. Nu sunt mai mult de 20. Da. Dacă ar fi, să zicem, vreo 80, eu cred că lucrurile n-ar sta mai rău în țară, ba din potrivă, cred că ar fi, ar sta mai bine. Deci, în, ce vă spuneam, școli, grădinițe. Și am impresia că totuși bărbații sunt cumva mai... mai predispus spre lupte de astea interpartinice. Și iarăși, scuzați-mă, iarăși, da, da. De ce să dăm iarăși școlile, grădinițele, maternitățile femeilor? Iarăși nu lăsăm femeile să se ocupe de și business? De alte domenii, da, cum ar fi armata, cum ar fi ministerul de interne, cum ar fi ministerul de externe, cum ar fi economia, știi care ar fi? Eu cred că aici nu este vorba despre faptul că noi trebuie să le dăm femeilor doar asta, dar într-adevăr de aici începe viața unui om, din maternitate, da, din educație, pentru că aici este viitorul și noi trebuie eu să începem de la ministerul educației tot timpul aproape fost. Dar eu nu femeie. Despre minister da, vorbesc, că despre de școli, despre regulă în școli și învățăm. Și în școli, directoare toți sunt femei. Grădinițele, maternitățile. Poți să fii un bărbat care se va pricepe cu mult mai bine la educație sau la maternitate decât o femeie. Dar poate de asta e necesar să fii totul bazat pe meritocrație și nu pe eu gen. Eu sunt pentru meritocrație. Spăți, eu am întrebare la invitat. Te rog. Da, da. Cum sărbătoriți ziua de 8 martie? Asta e foarte complicată întrebare. Veniți la marș? Nu, trebuie să recunosc, sincer, nu merg la marșuri de 8 martie. Mă rog, este o zi importantă, într-adevăr, pentru noi toți, pentru că este o zi care cumva simbolizează emanciparea femeii. Deci, dar nu participă. Eu, în general, nu prea merg la marșuri și la tot felul de demonstrații. Adică sunt un personaj așa mai sedentar. Adică nu mă duc, nu de ce e că aș avea ceva împotrivă cu respectiva zi. Așa sunt eu. Dar, bineînțeles că încerc să felicit niște doamne pe care le cunosc, soția, în primul rând, niște doamne care există în viața mea și... Dar le felicitați pentru gingășia, grația lor sau pentru altceva totuși? Este un moment foarte important. Da, am sesizat că ați discutat și despre această distincție. Nu, eu le felicit pentru că există această zi, deci cumva care ne atrage tuturor atenția că femeia nu este doar ceea ce s-a crezut secole. Deci asta este important. Deci pentru mine este important ca femeia să aibă aceleași drepturi ca și bărbatul. Deci n-aș vrea ca femeie totuși, n-aș vrea să fiu nici în matriarhat, știți? Adică femeia cumva să fie deasupra. Uh-huh. Dar nici nu prefer situațiile astea în care noi să conducem niște doamne care au suficient în minte, cum să spun, și abilități să se descurce ele singure și poate chiar pe alocuri mai bine ca noi. Și încă o întrebare, pentru că văd că sunteți pe segmentul ăsta, trei proverbe sau măcar două din popor care considerați că discriminează femeia și nu vă plac dumneavoastră. Bun, acum unul așa care îmi vine în minte, unde ați văzut copil cu minte și babă frumoasă, da? Adică de ce n-ar fi o doamnă vârstnică frumoasă? Și în Occident... Și un copil cu minte, stați. În Occident, cred că în primul rând doamnele vârstnice ar fi foarte ofensate de așa ceva. La noi bănuiesc că e considerat ceva normal, așa. Deja faptul că e numit babă, da? Da, babă, știi, adică iarăși un cuvânt ofensator cumva. Mai este unul cu casa nemătulată. Da, exact. Da, 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 bun, da. Și floarea neudată. Da, deci sunt foarte multe. Bine, acum nu mi-amintesc eu chiar toate. Dar, deci, vedeți cum, când ne amintim de proverbele astea, putem să susținem ca multe feministe că, de fapt, discriminarea e deja se conține în limbaj. Acolo, deci. Știți, pentru că multe feministe sunt chiar nemulțumite de faptul că nu există suficiente substantive de gen feminin, da? Pentru adică, unele profesii și specialități. Exact, avem robot, dar nu avem robotă, știi? Adică, domnule, este un soi de discriminare. Eu, sau totuși, sunt substantive care
desemnează niște profesii exact. Mai simple, să le zicem așa, care sunt la feminin. Servitoare. Da. Servitoare da. De ridicătoare. Ei bine, există și directoare. Da, este femeie de serviciu, dar nu este bărbat de serviciu. Dar doctor nu există, da? Sau chestii. Sunt foarte multe nuanțe, Angela. Savant. Eu aici un pic mă scuzați, dar chiar o să... Dar limba a fost creată de noi. Limba a fost creată de noi și nu poți artificial să o schimbi. O existat de ce? O grămadă... O existat o grămadă de... Hai să revenim un pic la lingvistică. Limba se poate schimba în momentul în care se schimbă mintea. Altfel, deci există tentative de a crea limbaje, tot felul, da? Era acea minunată limbă Esperanto, pe care toți credeau că o să o vorbească toți, pentru că da, dar sunt atâta timp nu cât unele cuvinte devin uzuale și foarte des folosite, cum ar fi job, cum ar fi, care sunt englezisme, de exemplu, dar și ele vin natural, nimeni așa nu le și impune. Noi, dacă o să folosim 20 de ani, ce să folosim? Ministră, sau ministrul da, cred că se va impune prin se va impune. Dar nu asta e important, pentru că nu schimbi tu limba pentru că să poți schimbi gândirea, ci invers. Exact. Și eu aș vrea să spun aici următorul lucru. Deci sunt lucruri pe care noi trebuie să le reparăm, dar sunt inegalități, iau între ghilimele cuvântul, pe care nu este obligatoriu să insistăm prea tare în direcția asta. Deci eu, de exemplu, n-aș insista foarte tare și aici sunt de acord cu domnul Angel Stafi în direcția asta a modificării limbajului. Până la urmă, nu știu dacă deranjează prea mult o femeie faptul că este robot și nu este robotă, că este femeie de serviciu și nu e bărbat de serviciu. Contează foarte mult ce se întâmplă în societate, da? Ce loc are femeia acolo, ce face ea, ce atitudine au bărbații față păi de ea. Asta da, e mult mai important. Dar femeile credeți, față de femeie. Dar da, nu exact. Credeți din moment ce întotdeauna se caută diredicătoare, deși cuvântul nu este... Dar nu este corect. Chiar corect românește. Da, să da. Zicem femeie de serviciu, atâta da. Timp cât peste tot stau anunțuri că se femeie caută femeie de serviciu, nu-i corect românește, corect românește este da, servitor anunț... sau servitoare. Da, dar eu vorbesc de ceea ce este scris în anunțuri la noi, atunci când se caută pentru astfel de poziții vacante, când se caută personal, da? Întotdeauna este scris diredicătoare și femeie de serviciu. Sau, deci atâta da, timp... Și peste tot scrie educatoare, da. Vedeți aici, bărbatul da, s-ar putea simți de discriminat da. Că nu este educator. Ei, dar atunci, poate atunci când salariile la educatori ar fi mai mari, atunci s-ar simți bărbatul probabil. Într-un fel. Dar eu cred că aici vine una dintre... Din alta. Nu. Ele sau, vin una dacă... din alta, dar tu nu poți. Deci de există dacă... niște da. Legi ale creierii schemelor cognitive. Angela, și eu legea nu zic asta să schimbăm forțat, cum zici tu, cum s-a creat limba Esperanto, dar eu zic, felul de a gândi nu se va schimba atât de repede sau el deocamdată nici n-are cum să se schimbe atâta timp cât peste tot unde este nevoie de femeie sau bărbat de serviciu sau tehnician, tehniciană de curățenie, da? Este scris de ridicătoare și femeie de serviciu. Diana, tu ascultă cuvintele astea care sunt create artificial. Da? Cum sună? De exemplu, noi ascultăm pur și simplu cu simțul limbii. Filozofă. Ce cuvânt e ăsta, domnule? Mi-am place cum sună. Nu. Hai să-l ascultăm. Filozofă. Dar de ce nu poate fi și filosofă? Pentru că nu filosofă. Ar putea fi filozofă, ministră, cum sună? Filosofă. Cum vă pare? Eu cred că dacă... Psihologă. Anumite cuvinte sună bine, altele sună nu prea bine. Care simțul limbii, psihologă, vine de la olog sau poate de la ce? Poate de aceea că noi nu suntem obișnuiți, avem un disconfort auditiv. Pentru auditiv. Că există un ritm al limbii, ala poate să ne spună. Dar care ar fi cuvintele care sună urât la feminitiv? Nu știu, cred că ministră ar fi ok, nu văd de ce n-ar fi. Dar care ar suna urât? Psihologă? Da, mie nu îmi sună bine. Da, psihologă nici mie nu sună bine. Nu-mi sună natural, nu bine, natural. Da, da. De exemplu, mi s-a adresat întrebarea, odată fiind moderator la un eveniment, când pe cineva am zis, doamna ministru, și a venit și a zis că, ministră, te rog, și a zis, ok. Și altă dată când a venit și m-a întrebat cineva și mi-a zis, vă prezint doamna președintă, iubesc sau președinte? Deci zic, mie îmi place la masculin. Pe mine, vă rog, președinte. Pentru mine sună bine așa. Și aici înseamnă că eu ies din feminism. Da, nu, apropo, este o carte foarte bună de Simone de Beauvoir, Al doilea sex, unde ea explică de ce s-a ajuns ca femeile să se simtă într-un sistem patriarhal așa cum se simt. Și de ce femeile se simt mai bine atunci când sunt numite la masculin, da, cu profesia masculină. Deci acolo toate aceste...
mecanisme se explică foarte bine. Deci, eu înțeleg unde foarte bine. Da. Eu mă simt foarte bine în calitate de doctor în filozofie și nu vreau să fiu nici de cum doctoră în filozofie. Și asta, uite, asta e foarte bine. Eu cred că aici oricare om ar trebui să spună eu prefer să fiu numită doctor sau prefer să fiu numită doctoră. Corect. Fără ca după asta și, dar să aibă posibilitatea să fie numită și doctoră. Spuneți-mi, vă rog, cât este de... sau ce înseamnă să fii un bărbat feminist în Republica Moldova? Păi, în primul rând, bineînțeles, să ai convingerea că femeia nu trebuie să fie discriminată, că femeia trebuie să aibă exact aceleași drepturi ca și tine, că nu ai voie să ragi la ea în familie, da? Dar dacă ai, de exemplu, o obiecție, o spui cumva pe un ton normal, da? Deci tu poți să ai părere diferită, e și normal asta, că suntem oameni diferiți, dar nu te arunci la ea cu pumnul sau strigi, da? Deci... Și viceversă, și femeia. Aperi, da, punctul de vedere... Și nu pentru că ea e mai slabă, nu. Ci pentru că tu respecti o persoană ca și persoană. Absolut, da. Suntem oameni și eu și ea, deci este normal cumva că atunci când avem divergență să discutăm civilizat, da? Eu pot să nu fiu de acord cu ea, dar mi-apăr punctul de vedere, dar asta e tot. Adică nu fac alte gesturi cumva neprietenoase, da? Și... ce ar mai fi? Eu nu știu. Ați avut vreodată de suferit în urma stereotipurilor ca bărbat care spune că da, sunt feminist? Nu știu dacă am avut de suferit. Am avut divergențe cu unii bărbați. Da? Adică discutând, să zicem, cu mai mulți colegi sau prieteni, unii dintre ei, da? Care au viziunea asta patriarhală, bineînțeles că noi cumva aveam puncte de vedere diferite și atunci sigur că nu ne înțelegeam. Adică ei mă priveau unii dintre ei mă priveau curiozitate maximă, așa cumva, și ziceau, domnule, dar cum e posibil, știi, tu vezi lucrurile în felul ăsta? Eu zic, domnule, mi se pare absolut normal, știi, adică, doar nu suntem în era sclavagismului, știi, adică, e foarte ok. Folosindu-mă de ocazia asta, că mă tem că nu o să am ocazia asta, vreau să vă spun că este un roman foarte fain a unei autoare, Margaret Atwood. Este așa, quasi feministă și are un roman care a fost bestseller prin anii 60, o femeie obișnuită, se numește. Prin ce este interesant romanul acela? Acolo este o doamnă care rămâne gravidă de la un bărbat. Așa, boiem. Și bărbat boiem când aude faptul că ea devine gravidă, deci el dispare, fuge. Știți cum fac foarte mulți bărbați. Crede că doamna se va lipi de el, va încerca cumva să-l prindă în chingile sa familiale. Dar doamna ce face? Ea se bucură că el pleacă. Pentru că, de fapt, scopul ei era pur și simplu să conceapă un copil. Și începe să aibă, deci naște copilul ăsta, începe să aibă grijă de el, deci habar n-are de bărbatul ăsta. Și ăsta la un moment dat îi spun câțiva tips și măi, dar uite, doamna pe care a lăsat-o, zice, e foarte ok, veselă, zglobie, n-are niciun fel de depresie, crește copilul, știi? Și ăsta rămâne trăsnit, cum așa, știi? El credea că îi va provoca o suferință. Și el se întoarce până la urmă înapoi, spăsit, cad din genunchi și vrea să restabilească relația. Iată așa un roman interesant. Și ea, până la urmă, îl primește înapoi sau nu? Îl acceptă, dar așa, după mai multe discuții, îl acceptă până la urmă, da. Eu voiam să vă întreb despre, dacă am vorbit despre stereotipurile care cumva le anexăm femeilor, ce stereotipuri se anexează totuși bărbaților în societatea noastră? Să le discutăm pe ele. Bărbatul trebuie să fie... Da, bărbatul trebuie să fie un sac cu bani. Asta e un bărbat stereotip. Adevărat. Bărbat este adevărat, da. Un bărbat adevărat este un bărbat puternic care are mușchi, care face bani. Da, dar bărbaților le place să mențină stereotipul ăsta că ei ar trebui să fie un sac cu bani. Pentru că multe femei asta trebuie un sac cu bani. Bine, poate că nici nu e rău să ai un sac cu bani, da? Eu cred că chiar e foarte bine. Dar bărbatul, cum să zic, poate că... Adică nu poți să-l reduci la un sac cu bani. E ofensator asta pentru el. Bărbatul are și el suflet, poate bărbatul are și el o tentație spre frumos sau vrea și el niște alte lucruri, da? Eu am observat foarte mulți băieți, da, din cercul meu sau bărbați se supără sau când vorbesc între ei la o bere, dar se întâmplă deseori să fie 8 bărbați, 7 și eu una. Deci și eu beau berici. Nu știu, beri, eu nu beau, dar stau cu ei la vorbă. Ei permanent vorbesc despre faptul că da, fietile este, da, dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș avea bani, cu bani, despre bani, lasă cu bani. Deci există, la ei în cap există sentimentul că poți să te apropii de o femeie doar în momentul în care ai bani.
Aibă mulți. Asta la ei în cap. Dar de fapt femeile trăiesc cu drama. Da, trăiesc cu drama că băi, vreau pleacă de iubire, afecțiune, respect, etc. Și atunci se începe conflictul și mi se pare că la acest hotar încep nașterile de mișcări. În lumea bărbaților există foarte multe păreri de genul ăsta. Deci e un soi de auto-inhibare, așa, deci foarte mulți bărbați consideră că dacă n-au bani, n-au nicio șansă în fața unei doamne. Doamna vrea bani, știi, asta există acest stereotip și mărturisesc și eu am fost captivul lui foarte multă vreme, de credeam, domnule, că fără bani n-am nicio șansă. Dar mai sunt femei care te acceptă și fără să mi se pare că și el este destul de multe. Da. Da. Statele unei societăți patriarhale. Poftim. Are, exact. Au de suferit și bărbații. Exact. Și mai e o chestie care tot vreau să o discut cu dumneavoastră. Sunt foarte multe femei care discriminează bărbații lor, tații, bunicii și soții, iubiții, atunci când vine vorba de educația copilului. Deti, las că eu. Nu te băga, las că eu să vorbesc copilul, eu am să-l cresc, eu să-l aduc, eu știu mai bine, eu știu cum trebuie să-l hrănești, să-l îmbraci, exact. Etc. Nu e asta și un soi de discriminare? Pe de o parte, gestul ăsta îți provoacă milă, pentru că de ce ar trebui numai ea să se ocupe de copil, știi? Dar pe de altă parte, într-adevăr, e un soi de discriminare. Păi de copilul este și-al meu. Tatălui și-al mamei, știi? Adică de ce nu s-ar ocupa ambii de el în egală măsură, știi? Bine, acum sigur că nu tot timpul este posibil, știi? Eu, de exemplu, poate că și-aș naște în locul femeie și-aș alăpta copilul, dar știți bine, lucrul ăsta este imposibil. Deci acolo unde este posibil poți ajuta femeie și trebuie să o ajuți. Acolo unde nu poți, nu poți, asta este, da? Deci eu nu pot să nasc, asta este, știi? Mi s-a întâmplat să vă ofere soția un buchet cu flori, de flori? Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu. Dar v-ați dori acest lucru? Bărbații își doresc flori, de fapt? Nu știu. Sau dacă nu, de ce? Pentru că nu le plac florile sau pentru că nu este asta primit în societatea noastră? Nu, dar cum să vă spun, iarăși pentru că sunt și eu partea sistemului patriarhal, m-aș simți cumva incomod, știți? Adică aș zice, domnule, probabil îmi aduce florile astea pentru că eu nu i-am dat suficiente flori, știți? Aha. Asta pe de-o parte. Asta atât de ca un reproș. Și acum probabil ca reproș, că, da? da, ca un reproș și pe de altă parte m-aș gândi, domnule, dar totuși eu ar trebui să vin cu florile astea. Acum o să zic o replică a unui artist, hai să zicem, din categoria celor grei, care zis așa, eu zic, dar de ce, maestră, v-ați făcut artist? E, că m-am gândit că niciodată n-ați primit flori, numai dacă s-a artist, am drept să primesc un buchet, l-am zis, dă mai bine când, la urmă, să primesc mai multe flori. Deci, așa mi s-a explicat mie de ce a ales să fie până la urmă artist. Și în Codul Bunelor Maniere, apropo, este scris alb pe negru despre faptul că flori pot fi dăruite doar un bărbat care are fi un grad înalt, gen maestru în arte, artist, pedagog, mentor. În rest, flori la zi de naștere nu se duc unui bărbat. Da, dar Codul Bunelor Maniere scris tot de oameni. Păi, de vorbim de stereotipuri, nu? Da. Ați primit flori la zi de naștere? Poate nu de la soție, de la colegi? Nu, păi chiar acum recent noi am avut o lansare de carte și am fost un pic așa și eu bulversat, tulburat, pentru că a venit o doamnă care mi-a adus niște flalele. Dar nu vă plac florile? Sau pur și simplu îmi plac foarte mult, dar m-am simțit cumva stânjenit, știți? Adică m-am gândit... Nu trebuia, zic, doamna asta să vină cu lalele. Și chiar am întrebat-o cumva. Adică vedeți că și eu sunt captivul. Noi toți suntem patriarhatului. A fost un gest foarte frumos. Doamna a venit la lansarea cărții. Deci am dat un autograf, mi-a dat lalelele astea și m-am simțit eu stânjenit. Știți, adică... Dar dacă aducea un ceas sau un cuțit? Un pix, de exemplu. A venit și o doamnă cu un pix, să știți. Și acolo era ok. Deci m-am întors acasă de la lansarea asta cu un pix foarte bun și cu lalelele astea. Da. Imaginați-vă, m-a stânjenit faptul că de fapt sunteți artist, puteți primiți acest dar este despre cum ne simțim noi în această societate. Exact, o sensibilitate, așa mă rog. Și apropo de stereotipul ăsta că bărbații trebuie să câștige mai mult și cumva să întrețină ei, în primul rând, familia, v-ați simți stânjenit, precum spuneți, dacă soția ar câștiga cu mult mai mult sau v-ar face niște invitații în locuri scumpe sau în vacanțe scumpe? Deci care este... Cred că v-ați simți cumva inferior? Vedeți că eu sunt și scriitor și probabil că aș avea un sentiment amestecat. Adică, pe de o parte, aș fi bucuros
pentru faptul că soția reușește să facă bani. Normal, asta e o bucurie imensă. Suntem o familie, soția face bani, e super ok. Pe de altă parte, m-aș simți stânjenit. Aș spune, domnule, totuși, poate că banii ăștia ar trebui eu să-i fac. Stânjenit deoarece ați înțelege că, nu sunte, că munca dumneavoastră de scriitor nu este apreciată? Nu, că ea muncește mai mult ca mine. Cumva. Sau faptul că sunteți bărbat, totuși. Nu, aș zice așa, ea muncește mai mult decât mine. Uite, face bani, iar eu ce fac? Poate eu stau și lenevesc. Poate are un job cu mult mai, nu știu, care este pur și simplu neapărat. Da, nu m-ar afecta foarte tare, dar bănuiesc că un dram de stânjeneală aș avea. Dar asta e foarte interesant, pentru că, uitați-vă, într-adevăr, și asta este vorba anume de simțuri. Deci, a simți această stânjeneală? Stânjeneală, rușine până la urmă este. Nu este plăcut. Nu este deloc plăcut. Păi e un sentiment care nu... Da, și deci, iarăși, despre cum suferă bărbații într-o societate patriarhală. Știți, apropo, referitor la bani, rușine și bărbați, la acești Brené Brown, că ea are un capitol foarte mare dedicat rușinei și bărbaților, și istoria unui bărbat care pierduse locul de muncă de 6 luni și el oricum se trezea dimineața, își bea cafeaua, se îmbrăca, deci se pregătea ca de muncă, își punea costumul, își lua tot ce avea de luat și se ducea și petrecea toată ziua prin cafenel, căutând de fapt de lucru, iar soția lui, în decurs de jumate de an, până ce s-a întâmplat acolo ceva, până ce misterul a fost dezvăluit, ea nu știa că el a rămas fără job și el spunea că mie mi-era atât de rușine să recunosc că eu, ca bărbat, da, nu ca profesional, ca un profesionist sau mai știu eu, s-a întâmplat ceva în viața lui profesională și a pierdut jobul, dar ca bărbat, el nu putea să recunoască că el fiind bărbat nu mai aduce bani în familie. Și atât el, pentru dânsul, stresul era enorm. Noi, cu părere de rău, ajungem la finele discuției noastre și eu v-aș ruga pe dumneavoastră să vă adresați poate femeilor moldovence sau nu neapărat, deci spectatoarelor noastre, dumneavoastră ca un bărbat feminist, să vă adresați cu un îndemn, poate cu careva cuvinte calde femeilor care ne privesc. Mă nu spune cu ocazia 8 martie. 8 martie. Eu, bine, mesajul meu va fi foarte simplu. Femeile trebuie să aibă încredere în puterea lor, în capacitățile, abilitățile pe care le au. Femeile trebuie mereu să se simte pe un palier, pe același palier cu bărbatul, niciodată să nu se simtă inferioare și trebuie să fim parteneri. Deci împreună putem răsturna munți, asta este mesajul meu. Dacă cineva este stăpân și cineva este sclav, lucrurile s-ar putea să meargă mai prost, asta e convingerea mea. Asta e tot. Mulțumim tare. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat. Și eu sper să ne mai vedem în acest platou. Da, mulțumesc. Eu am fost invitat azi să discutăm despre feminism, o mișcare socială care luptă pentru drepturi egale ale femeilor cu ale bărbaților. A fost o emisiune, cred eu, interesantă și am participat la ea cu mare plăcere. Le respect pe toate opiniile, atât, să zicem, alea Angelicăi Frolov, care zice că este feministă 100%, dar respect și punctul de vedere a doamnei Angele Stafi. Până la urmă, ele nu sunt într-atât de diferite cum par. Pentru că în situație de forță majoră, cred că și una și alta va apăra drepturile femeilor. Este oarecum straniu, pentru că în Republica Moldova rar cine te invită să discuți despre asta. Dar, pe de altă parte, mi se pare absolut normal, pentru că chiar e nevoie de așa ceva. Dacă o femeie este demnă să intre pe eșafodă, înseamnă că ea este demnă să intre și în Parlament. Este un citat a unei feministe, Olimp de Guș, care a fost trimisă la ghiliotină pentru că dorea drepturi egale pentru femei. Bine ați revenit la 8 marțele. Astăzi discutăm despre feminism și invitatul nostru, foarte interesant de altfel, a plecat. Acum, haideți să vedem, să discutăm dacă mai avem de adăugat ceva la ceea ce am discutat cu invitatul. Eu aș avea de adăugat o chestie pe care n-am reușit să o zic, dar sper să, din toată discuția noastră, pentru că s-a axat mai mult pe stereotipuri. Slavă Domnului că s-a axat pe stereotipuri, pentru că să înțelegem și noi unde suntem.
Mai există o chestie, atâta timp cât noi o să ne punem etichete, lucrurile nu o să funcționeze. Și nu o să funcționeze pentru că nu facem altceva decât să aruncăm cu noroi unii în alții. Faptul că un om este un om, este stânjenit de faptul că primește flori, eu l-am întâlnit și la unele feministe, nu la toate, da? Care erau stânjenite, deranjate de faptul că lor le se deschide ușa sau că... Mie mi se pare că totul depinde de povestea pe care o ai tu în cap despre cine ești și cum ești. Și în momentul în care tu te consideri pe tine inferior sau inferioară, ai anumite precepte, da? Dar eu nu mă consider pe mine deloc inferioară când gătesc mâncare acasă, pentru că oamenii mi-s dragi. Și la fel de tare nu mă consider deloc inferioară în momentul în care stau într-o discuție cu un bărbat. Și minune, nici ei nu mă consideră inferioară. Eu am citit acum o lucrare filosofică la această temă despre feminism și curentele filosofice care se trag de mult, mult timp, dar cum se ciocnesc ele în cap, care, apropo, mi-a oferit-o una din profesoarele noastre mele de la universitate. Și acolo am găsit un gând foarte interesant, că până la urmă, când noi încercăm să luptăm pentru ceva, da, sau să schimbăm lucrurile, deseori ar fi mai bine de la început să punem în capul mesei, de fapt, fericirea umană. Exact. Și nu dreptatea și mea ca și faptul reprezentant. Cum se simte o persoană în viața de zi cu zi. Dacă un cuplu se simte fericit în relațiile profund patriarhale, unde femeia stă acasă, gătește, face borș, are grijă de copii și bărbatul aduce bani, dar cu condiția că ambii se simt fericiți. Corect. Cu asta. Corect. Că ambii se simt împliniți, că ambii sunt... Da. Deci simt că ei fac ceea ce le place să facă, atunci este ok. Deci, și de fapt... Feminismul nu este despre a scoate femeile din bucătărie toate, da? Feminismul nu este despre a impune bărbații să facă... Feminismul este despre femeia să decidă singur. Vrea ea să stea la bucătărie sau corect. Vrea ea să fie în politică. Fără să fie condamnată de o corect. Altă gașcă de feministe absolut. Care pe urmă vin să o trezească sau să o salveze. Mă deci, scuzați. Feminismul păi este despre a arăta toate variantele posibile care le are o femeie. Că există multe variante și feminism, pentru mine, cel puțin înseamnă da, eu vreau să stau și să gătesc și să spăl pe jos și să spăl cămăși și să calc cearșafuri, pentru că asta dar este place alegerea fac. Mea. Mie îmi place asta și acum îmi place, ceea ce nu înseamnă că o să-mi placă mâine sau peste 20 de ani sau că mi-a plăcut alaltă ieri. Deci acum, în perioada, în etapa aceasta din viața mea, vreau să fac asta, este alegerea mea să fac și fac. Și una nu exclude pe alta. Deci, iarăși, ar trebui să fim și mai flexibili și mai toleranți de alegerile pe care le fac oamenii. Și deoarece de multe ori am întâlnit împotrivirea asta cumva, păi tu cu 5 ani în urmă spuneai cu totul altceva. Păi da, cu 5 ani în urmă spuneam, dar au trecut 5 ani, eu am evoluat, eu mi-am schimbat viața, mi-am schimbat gândurile, opiniile. Și ceea ce sunt azi nu înseamnă că voi fi exact așa peste 20 de ani. Pentru mine... Aceasta inclusiv înseamnă să fii o feministă, deci să faci niște alegeri asumate, să ții viața în mâini, dacă vreți, și să nu mergi după valurile care sunt făcute de alții. Da, da, măi, Jeana Darc a trăit într-o epocă în care habar n-aveau ce asta feminism și nici măcar nu exista cuvântul. Totodată ei și-a luat viața în mâini și a făcut exact ceea ce a vrut să facă. Și multe alte femei din perioada aceea, despre care noi știm foarte puțin. Prima femeie filozof, de exemplu, da? Și foarte multe alte femei. Deci ele nu se identificau cu niciun fel de curent. Eu mă gândesc, Tereșcova, când a zburat în cosmos. Exact. S-au trimis-o ca și experiment să văd dacă femeile rezistă. Eu cred sau că era cosmonaut. Eu cred că asta a fost... De fapt, în Uniunea Sovietică, inițial, da, deci imediat după Revoluția din 1917, feminismul era o valoare importantă. Deci apoi Stalin a schimbat dar lucrurile. Dar ei numeau asta feminism? Nu, ei nu numeau asta feminism. Ei numeau, egalitate, ei numeau putere femeilor...
egalitate, da, pentru comunismul, femei. Umăr la umăr cu bărbații. Da, și... fiecare mulgătoare poate era... conduce o țară, deci erau alte chestii. Pentru că era atunci... Pentru că era egalitarism, dar nu egalitate. Da, e un pic de diferență. Da, este diferit. Pentru că așa era comod pentru politică. Dar ce am vrut eu să spun, că este foarte important, toate fricile care se trag de la în societatea noastră legate de feminism este așteptarea că feministele te vor impune să-ți schimbi viața. Feministele te vor scoate din zona ta de confort. Că feministele îți vor dicta cum ar trebui tu să-ți trăiești viața. Nu, feminismul nu este despre asta. Feminismul, de fapt, este o mișcare politică în care se spune că drepturile și libertățile între bărbați și femei trebuie să fie egale. Trebuie să fie o echitate. Deci asta nu înseamnă că egalitate, că și femeile trebuie să care saci cu nisip, da, în spate. Nu, okay, pentru că dacă o femeie vrea să doar care dacă vrea și dacă are această posibilitate dacă poate, fizică, păi, da, dacă da. Poate. Deci sunt femei care cred că pot să o facă. Absolut, și asta este alegerea lor, dar echitatea este despre fiecare face ceea ce vrea și ceea ce poate să facă, da, sau ceea ce este capabil să facă. De exemplu, toată siropoș asta, toată gingășia asta, fragilitatea femeii care nouă ne se bagă, mai ales în ajun de 8 martie, pe gât, foarte sincer vă spun și poate nu sună deloc elegant, mie mi se face rău de la ea. Deci, eu am mie nu-mi place că o femeie este redusă doar la atât, da? Și nici măcar că este redusă, dar femeia are în ea această parte care înseamnă sensibilitate, intuiție, blândețe, vulnerabilitate și asta e ok. Dar și unei bărbați pentru, o au și tot exact, este ok. Dar în momentul în care, este un stereotip al feministelor, mă scuzați, dar cam asta se întâmplă, că tot ceea ce înseamnă gingășenii, de asta eu am zis că de 8 martie eu îmi doresc flori și îmi doresc să-mi sărbătoresc feminitatea mea. Eu îmi doresc flori în fiecare zi. Și fiecare zi tot. Da. Angela, asta nu este un stereotip al feministelor, este un stereotip al unelor feministe. Al unelor da, feministe, pentru că da, și eu sunt feministă și nu am acest stereotip. Că, mă scuzați, este un stereotip al unelor feministe că dacă o numești pe femeie că ea este gingașă și blândă, imediat tu o discriminezi. Dar mie îmi place, domnule, să mi se zică că eu sunt feminină. Mie deci important este să știm ce ne place și să... Și dacă mie, de exemplu, nu mi-ar plăcea să mi se deschidă ușa, să fie asta luat în calcul. Deci asta este important. Apropo, fără ca să o spun într-o manieră în care părerea mea este că prin toate aceste declarații, femeia este infantilizată, da? De pentru aceea că se face accentul că pentru fragedă femeie, haideți să ne uităm acum la posterile astea. Atât de fragedă te asemeni cu floarea albă. Da, vești, da, el a trăit o leacă înaintea noastră. Păi da, dar oameni. Noi încă folosim, din păcate, ar fi timpul să schimbăm copywriterii, da? Dacă să zic așa, ar fi timpul să schimbăm copywriterii pentru concertele noastre. Totuși trăim în secolul 21, anul 2018. Nu-ți place concertul la Palatul Național? Îmi place Eminescu, tot respectul meu pentru Eminescu, dar este timpul deja să... putem să ne inspirăm din ceea ce se face deci, în țările europene. Deci, să facem anunțul acum. Haideți să nu cădem nici într-o extremă, dar nici în alta. Eu, dar care e cealaltă extremă? Deci, cum ai vedea tu un afiș pentru 2018? Eu sunt gata, gata să participă. Clara, Țepkin invită. Nu, de ce iarăși noi dintr-un an altă cădem? Asta e cealaltă extremă. Eu sunt gata să particip la concursul copywriter. Nu, dar cum? Atât de frumoasă. Frumoasa fetele, mea. Haideți să trecem acum la rubrica portret, pentru că avem... Și pentru și în genere, scuză-mă, Angelica, pentru și în genere concert de 8 martie despre atât de fragedă. Dar haideți să facem concertul și ala pe 15 iulie. Dar este și pe 15 iulie, Dana, tu degeaba te enervezi. Eu, pe simplu, totuși nu înțeleg cum trebuie să arate un eveniment pentru femei. Să fie excluse cuvintele gingașă. De aceea că 8 martie nu este despre fragilitatea femeilor. Eu sunt de acord că femeile au latura fragilă, dar 8 martie, mă scuzați, cum zice Angela, nu este despre fragilitatea femeilor. 8 martie este, dimpotrivă, despre cât de puternici au fost cândva niște femei și cum ele s-au sacrificat. Bun, am înțeles. Pe afiș scrim, atât de puternică. Da. Votat. Eu în general nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu concert.
deoparte. Of, Doamne! Știți că unele feministe s-ar putea să vă atace, okay, pentru că femeia nu are putere personală, au oamenii putere. Deoparte, eu sunt pentru protest. Și femeia este om. Atât de puternici. Eu, deoparte, sunt pentru protest, pentru marș, pentru demonstrații. Pentru solidaritate. Pentru solidaritate. Pentru discuții publice, pentru amintiri. Și unii hai noi să plângem și să boșim cât noi suntem de fragili. Deci cum trăim țara asta pe umerii noștri. Atât de fragili. Da, dar tu ești cea care ești cu Brené Brown în gură, în stânga și în dreapta. Dar nu are una de face cu alta, are, Angela. Vulnerabilitatea. Nu are. Vulnerabilitatea. Face-vă Fecioarele Nazaretului, Angela. Are. Vulnerabilitatea este valabilă un an împrejur și nu numai deoparte. Și poate fi la bărbați la fel. Da. Da, și tu știi foarte bine de ce o vorbi, Angelica. Bărbații n-au sărbătoare. Bărbații n-au sărbătoare. Bărbații tot timpul este despre cât sunt ei de puternici. Bărbații tot sunt vulnerabili, tot sunt fragili. Da. Pe locuri sunt mai fragili decât femeile. Da. Am ajuns la un moment. Și apropo, la 23 februarie noi nu vorbim despre fragilitatea bărbaților. Nu, pentru că 23 februarie e despre armata sovietică. La fel cum 8 martie este despre ziua egalității, despre feminism, despre drepturi egale, despre solidaritate, despre Clara Zetkin. Condiții de muncă omenești, fetelor, despre asta, dreptul la vot. Stați un pic, este aceeași marcă comercială sau tendință comercială? No. Când din Crăciun, stați o leacă, când din Crăciun, dintr-o sărbătoare creștină, care are, creștină s-a transformat într-un motiv de vânzări. Acum politica statului este să vindem săponele, de astea cum sunt numesc, flori de lalele, lăcrimioare, parfumuri, etc., cosmetici, etc. Frezii, iertați-mă. Deci tot asta se vinde. Haideți să trecem la rubrica portret, pentru că avem portrete foarte interesante. Să le privim. Pentru mine, feminismul înseamnă o mișcare sau o persoană care susține mișcarea pentru drepturile femeilor. Egalitatea de gen înseamnă că femei și bărbați au drepturi egale, oportunități egale pentru a împărtăși și responsabilitățile egale. Asta ar însemna egalitatea de gen. Primele lucruri sau primele schimbări au venit în perioada 98-2000. Mă simt parte a acestor mișcări pentru că femeile care eram atunci în Parlament am reușit să aducem schimbări în legislația cu privire la relațiile de muncă. Adică să facem schimbări în codul muncii, să facem modificări codul familiei și țin minte foarte bine că acestea erau privite cu multă suspiciune. Spre exemplu, eu chiar în perioada sovietică a trebuit să merg la secretarul de partid ca să am învoire conform căreia soțul meu putea să rămână acasă într-un concediu de boală a copilului. Ori îngrijirea copilului, normal, trebuie să fie o decizie a părinților cine e cel care rămâne acasă ca să îngrijească în caz de boală sau în caz de îngrijirea copilului până la, la o anumită vârstă care reglementează legislația. Deci aceste lucruri au început să se schimbe pentru Republica Moldova abia anii 98-2001. Semnificativ. Deși convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare pe care Republica Moldova a ratificat-o încă în anul 1994, prin care ne-am asumat ca stat anumite angajamente cu privire la asigurarea egalității de gen. Da, bineînțeles, de la bun început și e regretabil că în Republica Moldova încă există opinia precum că feminismul ar fi ceva împotriva, o mișcare împotriva bărbaților, dar feminismul în linii mari înseamnă lupta pentru drepturile femeilor. Și dacă în secolul trecut această luptă se manifesta doar mai mult, să zicem, pentru drepturi legale, adică de iure, societatea secolului 21 constată problemele cu care se confruntă femeile pentru a-și realiza acele drepturi care sunt stipulate în legislație, cum ar fi violența domestică, condiții pentru pe piața muncii, pentru că anumite studii arată că femeile ieșite dintr-un concediu de îngrijire a copilului sunt vulnerabile pe piața muncii, la fel ca și persoanele ieșite din
din detenție. Cel mai întărit, cel mai complicat stereotip este cu privire la rolul femeii care este agățat doar de acest rol dat de natură, că femeia trebuie să nască. Femeile nici n-au anunțat niciodată că, luptând pentru drepturi egale, își doresc să renunțe la acest dar, dacă vreți, al naturii. Un alt stereotip foarte puternic este că femeile trebuie să se descurce numai în anumite domenii. Ele sunt încurajate cu regret încă și orientate pentru a alege profesii din domeniile, de obicei, domenii sociale, care în majoritatea țărilor salariile pe aceste domenii sunt încă destul de mici, cu o diferență foarte mare în raport cu domeniile în care bărbații sunt orientați. Se și educă că femeile puternice ar însemna iarăși același lucru. Imaginea unei femei puternice este întotdeauna legată de funcția pe care o deține, de salariu, banii care îi aduce, ori o femeie puternică. Femeile puternice sunt foarte, foarte diferite. Și cea care și-a asumat să educe 5 copii și cea care s-a asumat și dorește să fie doar o profesoară care se bucură de numărul de copii educați și care sunt foarte buni, să zicem, în domeniul în care ea i-a educat și i-a învățat, fie matematică, biologie, orice domeniu. Foarte interesant a fost rubrica Portret și eu mă bucur foarte mult că noi în nou sezon avem această rubrică. Ne întoarcem la discuțiile noastre. Au fost niște discuții aprinse, dar, fetelor, eu am pregătit pentru fiecare din voi câte un citat al unei filosofe și femei neobișnuite, cum este Simone de Beauvoir. Și eu am ales aceste citate pentru fiecare din voi. Eu cred că o să înțelegeți de ce. Încep de la Angela. Hai. Angela. Nu eram feministă în sensul că nu eram preocupată de politică. Nu-mi pasă de dreptul la vot. Însă, în ochii mei, bărbații și femeile erau persoane cu drepturi egale și pretindeam să aibă o relație de o perfectă reciprocitate. Ce crezi despre acest citat? Mi-mi place Simone de Beauvoir de mor, ca și alte multe autoare care sunt absolut demențiale. Și în sensul ăsta, nici eu nu sunt deloc feminist. Am zis, pe mine mi-mi repugnă tot ce se maschează sub politic, dar pare a fi altceva. Toată viața mea am vorbit despre reciprocitate și o să vorbesc în continuare. Adică despre faptul că o relație între doi oameni trebuie să fie o relație justă, echilibrată. Dar, pe de altă parte, noi avem acum în societate o mulțime de sclavi și nu neapărat în rolurile gender. Și, din păcate, oamenii aleg să fie sclavi. Fie asta femeie sau bărbat. Sclavi a ideologiei în vedere? Sclavi a ideologiei, sclavi ai propriilor povești din cap, sclavei a orice vrem noi, pentru că Aristotel zice așa, a fi sclav e mult mai puternic pentru că poți manipula. Uh-huh. Mulțumesc, Angela. Ala, următorul citat este pentru foarte tine. Foarte curioasă. O femeie liberă este exact opusul unei femei ușoare. Nu ușurate, ci ușoare. Deci, femeie care este ușoară în opusul relație. Da, deci o femeie liberă este exact opusul unei femei ușoare. Ce crezi despre asta? O femeie liberă este o femeie liberă. Atâta, cred, și aș pune punctul acolo. Iertați-mă, Madame. Deci o femeie liberă poate fi și ușoară. Poate fi și... Nu înțeleg, în general. Scuză-mă, dar nu ajunge la mine. Poate eu ceva nu... Deci femeie ușoară cu care este foarte... Deci, care ușor în atitudine. Cu care este foarte ușor să comunici, cu care este foarte ușor să interacționezi. Nu cred și iarăși nu aș fi vrut nici într-un caz asta să cataloghez sau să trec despre femei sau despre bărbați. Un om liber, în principiu, este un om diferit. Unii sunt ușori în comunicare, dar grei în viața cotidiană. Alții sunt ușori în viața cotidiană, dar foarte grei acasă, ca și părinte sau așa mai departe. Adică, iarăși, eu am înțeles o chestie în emisiunea de azi, Angelica.
Eu am înțeles, nu eram sigură, sunt feministă, nu sunt feministă, vreau să fiu feministă sau nu vreau să fiu feministă. Uite, fix în clipa asta este foarte clar că nu sunt feministă, nu vreau să fac apartenențe și nu că aș face acum alianță cu Angela, dar pentru că nu-mi place să mă ascund în spatele unor lozinci. Ușor, liber, drepturi egale, neegale, bărbați, femei, luptă, război, nu știu ce. Eu aș fi vrut să rămân, cum zicea Einstein, și eu sunt cetățeanul acestei planete. Și eu prefer să rămân cetățeanul acestei planete și ideologia mea să fie despre dragoste sau religia mea să fie iubirea și despre fericire, dincolo de orice comunitate. Mulțumesc, Deana, nu te naști femeie, devii. Da, eu nu știu ce a avut în vedere Simone de Beauvoir, mai ales prin anii în care ea scria. Și mai ales cunoscând o relație destul de complicată cu Sartre. Și eu cred că despre relația asta s-ar putea descrisă o carte foarte interesantă și nu reieșind din ceea ce scria însăși Simone de Beauvoir despre relația ei cu Sartre, da? Dar așa, analizăm puțin lucrurile dintr-o parte. Dar eu am să spun punctul meu de vedere, dar pornind de la ce zicea Simon, am să-mi permit să o tutuiesc. Femeie, nu te naști, ci devii, măcar din simplu motiv că sunt oameni care se nasc femei, da? Ca și apartenență, nu știu, ca și fiziologie, dar ei constată sau înțeleg la o anumită vârstă că nu se identifică și femeie și sunt oameni care se nasc bărbați, fiziologic, da? Și la o anumită vârstă ei se identifică și femeie. Deci, cel puțin pornind din acest punct de vedere, eu cred că, da, femeie nu te naști, femeie devii. Mulțumesc, Dana. Aici am ajuns la discuția de astăzi și, în concluzie, feministele au revendicat foarte multe drepturi pentru noi femeile. Dreptul de a alege partenerul, dreptul de a învăța, dreptul de a munci, dreptul de a vota, dreptul de a avea avere. Deci sunt foarte multe drepturi cărora, care le avem doar datorită mișcării feministe. Mai este foarte mult de lucru, mai există inegalitate în salarii, mai există femei în toată lumea, da, în alte popoare, femei care sunt mutilate. Mai există foarte multe probleme, cum ar fi violența împotriva femeilor sau violul. Și eu cred că aici ar fi bine să ne unim cu toate și cu toții, indiferent de ne considerăm noi a fi feminiști și feministe, nu ne considerăm, pentru că este o problemă care chiar trebuie rezolvată. Noi vă mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem fix peste o săptămână și pe pagina noastră de Facebook putem contacta în fiecare zi. Să aveți o seară cât mai frumoasă!